În cadrul Centrului pentru Îngrijirea Copiilor aflați în situații de risc, aceștia beneficiază de consiliere socială și psihologică, activități educaționale și recreative. Sprijinul familiilor este acordat prin consilierea părinților, aceștia fiind până la urmă cei care îngrijesc copilul în restul zilei. Centrul funcționează 8 ore pe zi, de dimineață până la ora 16. Copiii beneficiari ai centrului au vârste cuprinse între 6 și 14 ani și sunt împărțiți pe două grupe. Totodată, în cadrul centrului, copiii beneficiază de o masă caldă cu două feluri de mâncare oferite de o societate comercială din zona industrială a orașului Topoloveni.